Vecernia din prima zi de Paști, numită în popor și a doua înviere, ne arată prin Evanghelia sa mai multe adevăruri semnificative, fundamentale pentru credința bisericii și pentru viața bisericii și a fiecărui creștin în parte. În primul rând, vedem că Mântuitorul Iisus Hristos, cel înviat din morți, în seara zilei sale de înviere, vine la ucenicii săi care se aflau într-o casă și de teamă sau de frică de a nu păți ceva rău, de a nu fi persecutați, aveau ușile încuiate. Iisus nu bate în ușă, nu așteaptă ca să îi se deschide, ci El trece prin ușile încuiate, fără să le spargă, fără să degradeze integritatea ușilor și a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Aici vedem neobișnuita stare a lui Hristos după înviere. El este înviat din morți, dar nu mai revine la viața pământească obișnuită, care este adesea limitată de determinismele naturii, de spațiul care limitează pe om, de timpul care limitează și de materia opacă care îi se opune atunci când ușile sunt încuiate. Iisus Hristos, cel înviat din morți, a intrat într-o altă viață. Învierea Lui nu este reanimarea unui cadavru, cum a fost învierea prietenului său Lazar, care după vreme, deși a înviat, a murit la vârstă înaintată. Învierea lui Hristos, așa cum spun cântările din noaptea de Paști, este omorârea morții și începutul unei alte vieți, viața cerească veșnică. Și atunci Iisus surprinde prin faptul că materia ușilor încuiate nu este pentru El un obstacol de a veni la ucenicii pe care îi iubea și pe care voia să îi consoleze, să îi încurajeze. Erau într-o stare de neliniște, de tulburare, de incertitudine. Ce se va întâmpla cu ei în viitorul apropiat? Ce se va întâmpla cu credința lor, cu libertatea lor? El vine ca să le ridice tulburarea, neliniștea și le spune pace vouă. Acest dar al păcii pe care Hristos Domnul îl împărtășește ucenicilor săi în seara zilei de învierea sa, ne arată că pacea lui Hristos este esențială pentru viața bisericii. De aceea, de foarte multe ori, în timpul slujbelor noastre, arhiereul sau preotul împărtășește pacea lui Hristos întregii comunități, zicând pace tuturor. Expresia pace tuturor este tot din Noul Testament, este folosită de către Sfântul Apostol Petru, deși Mântuitorul a folosit formula pace vouă, Biserica și-a însușit formularea pace tuturor pentru a-i cuprinde pe toți care sunt și vor fi până la sfârșitul veacurilor adunați în biserică în numele, în prezența și în iubirea lui Hristos cel răstignit și înviat, capul bisericii și Mântuitorul lumii. Deci, cea din tâi învățătură pe care
ne arată Evanghelia în această zi a Sfintelor Paști la Becernie, este că Mântuitorul cel înviat din morți este total liber. El nu este un spirit, un duh, o nălucă, o fantomă care îi se arată ucenicilor. Și pentru a-i asigura că El cel înviat este identic cu cel răstignit, le arată mâinile și coasta sa. Trupul său, deși este înviat din morți, poartă stigmatele sau semnul cuielor în mâini și în picioare, precum și semnul în coasta sa, semnul lancei cu care a fost străpuns atunci când se afla pe cruce și a curs sânge și apă, adică era dovada că el murise. Aici vedem că Mântuitorul Iisus Hristos, tocmai pentru că trece prin ușile încuiate, ucenicii ar fi putut crede că este o fantomă, o nălucă, o arătare, un duh. Și ca să arate că el are oase, carne și oase, deși este înviat din morți, le arată semnul cuielor și semnul străpungerii coastei sale de către lancia uneia dintre soldați sau dintre ostași. Aici vedem că, de fapt, Mântuitorul îi asigură palpabil, vizual, pe ucenici că El este cel răstignit și acum a înviat. Această atitudine a Lui ne arată că este un învățător desăvârșit. El întărește credința ucenicilor săi, dar în același timp le arată și taina învierii sale, care este altceva decât o revenire la viața biologică pământească. De ce rămân pentru eternitate semnele cuielor, semnul lancei, pe trupul înviat al lui Hristos, chiar și pe trupul lui înălțat într-o slavă? El care a vindecat pe orbul din naștere, care a vindecat o mulțime de oameni, putea să vindece semnele cuielor, de ce păstrează în trupul său înviat și preaslăvit semnele rănilor pe care le-a suferit? Pentru a ne arăta că în Hristos taina crucii nu se desparte de taina învierii, că cel înviat este cel răstignit și cel răstignit și îngropat sau mormântat a devenit cel înviat. Această prezență a stigmatelor, a semnelor pătimirii sale ne arată și iubirea sa eternă. Cu alte cuvinte, sunt florile iubirii sale milostive, care din rânduri roase s-au transformat în peceți pentru eternitate. Peceți ale iubirii sale pentru mântuirea lumii. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul său fiu l-a dat ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aici vedem că Mântuitorul Iisus Hristos, prin semnele pătimirii sale, nu neagă, nu exclude și nu șterge experiența suferinței, ci doar o transfigurează. Trupul său cel înviat și preaslăvit interiorizează taina crucii, iar taina crucii exprimă slava iubirii lui Hristos, slava iubirii sale milostive,
prin înviere. Deci ortodoxia bazată pe Sfintele Evanghelii, când totdeauna crucii tale ne închinăm, Hristoase sau Stăpâne, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Iar în noaptea de Paști noi nu ascundem crucea în dulap sau sub o pânză, ci adăugăm la ea lumânarea învierii, o ridicăm sus și spunem: Hristos a înviat, iar credincioșii răspund: adevărat a înviat. Aceasta arată că în învierea lui Hristos se arată slava Sfintei Cruci. Iar în cruce era ascunsă puterea învierii sale, pentru că El s-a jertfit fără să fi fost un om păcătos. El a luat asupra sa păcatele lumii, în primul rând păcatul neascultării oamenilor față de Dumnezeu, din care derivă toate celelalte păcate. Această precizare a Evangheliei de astăzi, că le-a arătat semnul cuielor și semnul din coasta sa unde a fost răpuns, ne arată taina legăturii dintre cruce și înviere. Ele nu sunt una lângă cealaltă. Taina cruce și taina învierii sunt una în cealaltă. De aceea, Biserica a înțeles că iubirea lui Hristos, arătată prin cruce, rămâne veșnică și această iubire smerită, răstignită, dar biruitoare prin înviere, această iubire ne-o dăruiește El în Sfânta Euharistie și prin rugăciune. De aceea noi, când ne rugăm lui Hristos să răstignit și înviat, primim iubirea jertfelnică a Lui, care însă a învins păcatul, iadul și moartea. Cineva spunea că orice suferință este temporară, după vreme trece, dar faptul de a fi suferit nu trece niciodată. Devine bagajul spiritual al persoanei care a trecut prin suferință și a transfigurat-o, a acceptat-o și Dumnezeu i-a binecuvântat-o și a transformat-o în maturitate spirituală, în recunoștință față de Dumnezeu și în experiență a creșterii duhovnicești. Apoi, Evanghelia de astăzi, de la vecernie, ne mai spune că Iisus din nou a zis: pace vouă. Precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Aici vedem că, îndată după învierea sa, Mântuitorul vorbește despre o trimitere a ucenicilor, fără să o precizeze unde. Dar din alte evanghelii, din Evanghelia după Matei și din Evanghelia după Sfântul Luca, se cunoaște că trimite pe ucenici la neamuri, trimite pe ucenici în toată lumea, nu numai pentru a propovădui Evanghelia sau binevesti Evanghelia evreilor, ci și tuturor popoarelor. Deci, deja în seara învierii sale, îi pregătește pentru misiune. Și aceasta explică de ce acest text este citit în mai multe limbi. Și anume, el este citit în mai multe limbi pentru că deja conține mesajul misiunii, trimiterii ucenicilor la toate popoarele. În Evanghelia după Sfântul Luca se spune că așa trebuia, adică este un plan al lui Dumnezeu, ca pocăința să fie propovăduită împreună cu iertarea păcatelor pentru cei care se pocăiesc,
la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Deci ei vor fi trimiși din Ierusalim la toate popoarele pentru a propovădui pocăința și iertarea păcatelor. Aici vedem universalitatea misiunii apostolilor, ucenicilor, încredințate de Hristos. În Evanghelia după Matei, chiar la sfârșit se spune, mergând, învățați toate neamurile, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească toate câte v-am poruncit vouă și iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Prin aceasta vedem că întrucât Hristos nu a înviat numai pentru poporul evreu, ci pentru toate popoarele, și că învierea de obște, în ziua de apoi, sau învierea universală, este un dar al lui Dumnezeu pentru toate popoarele, indiferent de etnie, de credință, de cultură, toți vor învia. După cum toți mor în Adam, toți vor învia în Hristos. Aici este marea taină a misiunii ucenicilor către toate neamurile. Vedem că iubirea Lui, lui Hristos, este universală. Ea cuprinde întreg universul, adică întreaga umanitate, și ea vizează și schimbarea universului actual într-un cer nou și un pământ nou. Cum vedem imediat după această afirmație a Mântuitorului, după cum a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi, a suflat asupra lor și a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate și celor cărora le veți ține, vor fi ținute. Această dăruire în arvun a Duhului Sfânt, pentru că ei vor mai primi la cincizecime ucenicii Duhul Sfânt în plinătate, dar această dăruire a Duhului Sfânt cu anticipație sau în arvună, îndată după învierea lui Hristos din morți, este în mod special legată de puterea de a ierta păcatele celor care se pocăiesc. Iar pogorârea Duhului Sfânt la cincizecime se referă la toată lucrarea pe care o vor săvârși Sfinții Apostoli și Biserica sa, care păstrează credința apostolică și lucrarea duhovnicească a Sfinților Apostoli. Aici, desigur, este foarte important să se reține că pe lângă pacea pe care o dăruiește Hristos cel înviat din morți, El mai dăruiește ucenicilor și darul iertării păcatelor. După cum ați auzit, în limba română s-a spus luați Duh Sfânt, dar în celelalte limbi nu s-a spus luați, ci primiți Duhul Sfânt. Nu și-l iau, ci îl primesc în dar. Deci depinde de exactitatea traducerii. Deci lor le spune luați, sau mai corect primiți Duhul Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate și cărora le veți ține, le veți reține, vor fi reținute. Aici mulți nu știu la ce se referă această ținere sau reținere în a dărui iertarea păcatului. Sfântul Chiril al Alexandriei ne spune, zicând, când Evanghelia zice cărora le veți ține, păcatele vor fi ținute, adică nu este vorba de un refuz al iertării, spune el, ci de o amânare a iertării credincioșilor care vin să primească iertarea, întrucât este nevoie de mai multă pregătire duhovnicească. Și spune Sfântul Chiril, prin aceasta
Hristos a dat putere nu numai de a ierta păcatele, ci și de a mâna iertarea păcatelor pentru o pregătire mai serioasă pentru două sfinte taine, zice Sfântul Chiril, și anume pentru taina botezului. Se amână botezul până când pregătirea catehetică și duhovnicească a candidaților la botez este considerată ca suficientă. Și se amână împărtășirea până când penitentul sau credinciosul care dorește să împărtășească se pregătește mai bine, adică se împacă cu cei care este certat și face fapte de milostenie dacă este lacum și zgârcit. Deci este vorba de o amânare, nu de un refuz. O amânare pentru o mai bună pregătire duhovnicească. Și, desigur, spre sfârșitul Evangheliei de astăzi se spune că Sfântul Apostol Toma, numit și geamănul, nu era de față și avea îndoieli că Iisus a venit și a fost la ucenicii ceilalți, a stătut în mijlocul lor și ei au văzut semnele cuielor și semnul lancei pe trupul său. Unii zic că ar fi dorit și el să aibă aceeași experiență, nu că ar fi chiar necredincios, dar i s-a părut că ar fi bine să aibă și el aceeași experiență ca să creadă. De aceea, în limba franceză, Toma nu este numit le non-croyant, ci le incredul, adică cel care nu dă crezare imediat, dar nu că n-ar avea deloc credință. Adică a avut o credință aproximativă, șovăielnică, parțială, o credință amestecată cu o anumită reținere, anumită îndoială. Și atunci, așa cum vom vedea la Duminica Tomii, pentru că Iisus a înțeles că El dorește și El să aibă aceeași experiență ca și ceilalți colegi ai Lui, a venit în mod special și i s-a arătat Lui și i-a spus: fii credincios, nu necredincios. Și atunci El, Toma, n-a spus: cred că a înviat, după ce a pus palma sa în coasta lui Iisus și degetele sale în semnul cuielor, a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu doar a zis: da, uite, acum cred că a înviat, ci mai mult decât atât, ceea ce e foarte greu să înțelege pentru un evreu, să pună mâna pe trup omenește și să spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. Pentru că Dumnezeu, în gândirea religioasă iudaică, era nevăzut, necuprins și neapropiat, adică inaccesibil. Ori deci când Toma, peste o săptămână, va confirma învierea lui Hristos, el răspunde cu ceva mai mult neașteptat, cu mărturisirea credinței în Dumnezeirea lui Hristos. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca în aceste zile ale învierii Domnului nostru Iisus Hristos să simțim că Hristos Domnul, cu iubirea sa milostivă și smerită, vine la noi chiar și atunci când ușile caselor sunt încuiate, chiar și atunci când noi suntem cuprinși de teamă, de spaimă, de incertitudine, de nesiguranță. El vine să ne aducă pacea sa, să ne dăruiască
lumina sa, adică sensul vieții, aceasta este lumina lui Hristos, ca să ne transforme în apostole ai Lui, mărturisitori ai Lui, trimiși ai Lui în lume ca să vorbim lumii despre iubirea lui Hristos, spre slava Preasfintei Treimi și a noastră mântuire. Amin. Hristos a înviat! Adevărat a înviat!